În cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș au fost realizate săptămâna trecută 4 implanturi cochleare la 3 copii cu vârsta cuprinsă între 1 an și 7 luni și 4 ani jumate. În acest moment, starea micuților este bună, înregistrând o evoluție postoperator favorabilă. Au fost realizate 2 implanturi cochleare secvențiale la băiețelul de 3 ani și la fetița de 4 ani și jumătate și un implant cochlear bilateral la băiețelul de 1 an și 7 luni. Implantul secvențial este implantul care a fost realizat la o singură ureche, deci la urechea stângă, iar implantul cochlear bilateral a fost realizat la ambele urechi. Toate procedurile au fost realizate gratuit în cadrul Programului Național al Surdității prin proteze auditive implantabile desfășurate de Ministerul Sănătății. Pentru ca o persoană să beneficieze de implant cochlear gratuit în cadrul acestui program național, trebuie să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate și să efectueze o serie de teste, inclusiv dacă se solicită prin metode imagistice, CT și RMN și bineînțeles că este foarte importantă consilierea de specialitate. Echipa de specialiști a fost condusă de doctorul Gheorghe Vrancea și doctorul Adrian Neagoș, care a comunicat în cadrul unui comunicat de presă emis de SCJU Târgu Mureș că părinții nu trebuie să fie reticenți la intervenția chirurgicală de implant cochlear atunci când este vorba despre hipoacuzie neurosenzorială profundă, adică surditate, deoarece în asemenea situații protezarea auditivă nu reprezintă o soluție. Implantarea timpurie ajută mult la integrarea în societate și la educație. Normală, la grădiniță, școală și facultate, copilul surd, având șanse egale cu copiii fără probleme de auz. Faptul că programul național permite implantarea bilaterală reprezintă un mare avantaj pentru pacient. Programul se adresează nu numai copiilor foarte mici, ci și adulților, dar vârsta ideală pentru un astfel de implant este de 7 luni. Deci, cu cât pacienții sunt înscriși mai devreme pentru astfel de intervenție, cu atât șansele de recuperare sunt mult mai mari, iar copiii se pot integra mult mai ușor la grădiniță sau la școală.